Io? Ma i fanali. I giochi soli. Voi. Un cadeau de giota, Nicola, mo c'è. Adică vreau să te rog. O să trece mare să făcut. Mâine pe mine vine băieți la ușă. Și mai o să fac un băiat. Da? Da. Mă bucur pentru voi. Când va avea loc evenimentul? După cum mă simt în orice moment. Mihai nu mai are răbdare, dar vă așteaptă să fie tata. Vrei să duce la ei? Nu. Și tu? Te-ai întors acasă? Da, de ce? De tot? Nu încă. După cum bine vezi, am escortă, ca vipurile. Comisarul mă așteaptă afară să mă duc înapoi din moment în moment. E bine că suntem toți aici. Scuză-mă că stau cu spatele. Am să vă spun ceva foarte important. Nu vreau să ieșim afară, e mai plăcut. Bună idee. Am un bocadil acolo. Hai. Da? Da. Vreau să te întreb ceva. Tu crezi că accidentul ăla de avion a fost real? Adică Grigore și Amalia chiar au murit? Simona, Varlam nu mai este. E mort. Grigore e mort, dar ea tot merge înainte și poți să fii și fericită. Ce pus? Ce vrei? Tu ești ghel? Nu. Se reflectă luna în părul tău. Întrebam și eu. Ce faci? Faci versuri? Caută părul! Că părul ăștia ești de dracu! Caută! Nu mai râde ca prostă! O să fie căsător! Bun, reiau. Profit de faptul că suntem cu toții aici. Și m-am gândit să vă spun că... Ai găsit rezolvarea problemei. Nu e asta. Ia uite cine a venit. Opa! Andrei? E cultul l-ai invitat pe Andrei? Da, Alexandra. Eu l-am invitat. La mulți ani! Mulțumesc! Păi, la Dumnezeu sănătate, să te bucuri de amică. Mulțumesc! La mulți ani, cătă-ți-o. Hei, seara! Bine m-am găsit. Băi, ce faci? Hei, stau în box. Scuze-mă. Salut! Bună! Bună, Alexandra. Bă, mersi mult de tot pentru tot ce ai făcut. N-am, stai liniștit. Merita asta mică un cadou frumos de ziua ei.
Andrei a fost cu ideea ca Max să fie prezent aici de ziua lui Nicol. Copii, hai să mergem înăuntru să bem, să mâncăm ceva, nu vreți? Haide, hai, hai. Andrei. Gabriel. Pavel, băiatul, mă cunoști? Nu. Păi nici eu nu te cunosc. Hai să facem cunoștință, să bem ceva. Hai încă. Da. Hai. Da, aici. Ce faci? Bine. Tu? Bine. Sunt bine. Te-am văzut în filme. Ai o carieră de succes. Asta ți-ai dorit. Da. Și eu am citit despre tine în ziare. Ești în top. E foarte frumos ce ai făcut pentru Nicol. L-ai adus pe Max. Da. Lui Max îi lipseau Nicol și fetița. Și Nicol simte același lucru. Știi? Despărțirea de omul pe care îl iubește i-a provocat multă suferință. Nu a deținătoare imperiului financiar Valam. Detaliile afacerii rămân încă necunoscute. Șeicul a declarat doar că este foarte interesat de potențialul economic al țării noastre și în special de afacerile lui Valam, magnatul care și-a pierdut imperiul. Samir al-Fargani este unul dintre cei mai puternici oameni din Arabia Saudită, cu avere evaluată la peste 50 de miliarde de lire sterline. Ce faci? Ăsta este șeicul cu care încercăm să negociem. E plin de bani. Plin. Orice ar fi, nu trebuie să ratăm contractul ăsta. Da, doar că el nu tratează cu o femeie. Îmi pare rău, eu n-am cum să fiu soțul tău. Trebuie să fiu lângă soția mea când va naște. Stai liniștit, Alexandra moare pe mine. Măi, eu mă gândesc că Andrei ar fi cel mai potrivit pentru a juca rolul soțului. Doar actor, nu? Este o idee excelentă, bravo, mă. Foarte bună idee. Stați puțin. Da. Mihai, ce vorbim aici? Oamenii aia trebuie impresionați. Hai să-i ducem, uite, hai să-i ducem la mine acasă. Am vilă, am piscină, am tot ce-mi trebuie. Eu trebuie să joc rolul soțului. Și asta nu se pare vilă? Nu avem și piscină? Putem să improvizăm imediat un dormitor și mâine dimineață e gata. Problema e că eu am vorbit cu Alexandra și era tot ok. Gabi, tu ai alte treburi. Las-o așa. Păi o las așa, dar nu-i credibil. Andrei? E o afacere de miliarde. Ești singurul care ne poate ajuta. Stați, mă, oameni buni, că nu e așa. Mihai! Mihai! Vino repede, că naște Maia! Hai, fuga! Ce se întâmplă? S-a terminat petrecerea, naște Maia! Până chiar pleacă toată lumea, pentru cine mai dansez? Stănică, unde fugi? Hai, mai repede, hai, mă! Max, îmi pare rău, trebuie să ne întoarcem. Nicol, nu mai sta, du-te, că trebuie să rămân. Nu ține dor de tine. Cine? Copilul, cine stă cu copilul? Cine?
ce vrei? Trebuie să-l mas. De ce? Trebuie să nu te vadă cineva. Trebuie să mă vadă că au plecat toți. Unde? Cred că naște Maia. Alo, alo. De ce mergi tiptil? Nu mai e nimeni. Am uitat. Domnul Teodoru? Eu sunt. Felicitări, aveți un băiețel. Am un băiat, mamă. Am un băiat. Ce bine. Sunt tată fericit, care vrea să-l vadă copilul acum, vă rog mult. Îmi pare rău, nu se poate. Nu, nu mai țineți aici, că nebunesc. Puțin răbdare. 2 minute, vă rog, din suflet. Haideți. Putem să venim și noi? Îmi pare rău, Mi-a fost dor de casa asta. Vreau tot înapoi. Casă. Avem. Viață. Ce trebuie așa? Cel prea mult. Crezi că planul tău o să meargă? O să meargă. Și dacă nu? Dacă nu? Am să-i omor pe toți. Nu întâi eu, că sunt o doamnă! Hai, ajunge că-i scumpă. Gata. Și mă uit pe el când ajung la scrie. Da, însă vin. Vin, dar acum te rog. Da? Da, mersi, pa, pa, pa. Andrei, ce e cu tine aici? Stabili ceva? Nu trebuia să aduci toată garderoba. Niciodată nu știi de ce ai nevoie. E masă formală. Apoi ești liber să faci ce vrei. Poți să întorci la Beatrice? Mai sunteți împreună, nu? Am adus mai multe ținute. M-am gândit să alegi tu. Cămașa și cravata. Bă, nu am. Dacă între tine și tipul ăla, Viorel. Gabriel. E ceva, adică există o înțelegere, eu pot să plec. Am stabilit că poți să rămâi. Rămâi. Ia totul ca pe o glumă, nu vreau să te supăr. Mm-hmm.
Ești gata? Ești frumoasă. Mergem, ne întâlnim cu șeicul. Alexandra. Alexandra. Ești foarte frumoasă. Doamnă, permiteți-mi să vă ofer brațul meu. Alexandra, e mai simplu. Bună, Gabriel. Salut, salut. Andrei a fost foarte drăguț și s-a oferit să ne ajute. El va juca rolul de soțului. Hai. Stai. Uite ce se întâmplă. Din păcate, partenerii noștri nu mai pot veni, cine se mulează. Poftim. Puteai să mă anunci și pe mine din timp, nu? Și cum a rămas? Păi, cum să rămână? Așteptăm un telefon de la oamenii lui și asta e. Da, am rezervat oricum o masă în oraș doar pentru noi doi. Andrei, îmi pare foarte rău pentru încurcătură. Da, stai liniște că oricum te plătim. Uite, cât îți datorez? Să vă trimit factura. M-am dus să-mi strâng recuzita. În seara asta nu am chef să ies în oraș. Poți oricând să te măriți pe bune cu Gabriel. Am văzut cum te privea. Cum mă privea? Am plecat. Andrei? Mi-a părut bine să te revăd după atâta vreme. Și mie. Chiar foarte tare. Să-ți meargă bine. Pa. Și ție.